Angajații care muncesc după vârsta standard de pensionare pot cere o singură dată pe an recalcularea pensiei, astfel încât să se țină cont și de noile sume plătite pentru contribuțiile la sistemul de pensii publice. Pensionarii pentru limită de vârstă care după data înscrierii la pensie realizează stadiul de cotizare pot solicita recalcularea pensiei în condițiile legii. Este explicat la articolul 107 din legea actuală a pensiilor 263/2010. Cu alte cuvinte, recalcularea pensiei se poate cere inclusiv dacă persoana în cauză obține documente care n-au fost luate în calcul la momentul stabilirii pensiei pentru limită de vârstă. De exemplu, asta se poate întâmpla atunci când cineva trebuie să apeleze la instanțe pentru a obține recunoașterea unor perioade lucrate în trecut. Mă gândesc că e dreptul lor să ceară această facilitate. Asta este concluzia mea. Considerați că i-ar ajuta pe pensionare acest lucru? Poate și cu puțin în plus acolo, la pensie? Da, cred că da, sigur, da. Cred. Mai mult sunt convins, da. E bine, că jos sunt tot așa. Credeți că v-ar ajuta acest lucru, nu? Da, m-ar ajuta. Chiar cu oricât ar fi în plus la pensie, practic vii dă cineva, nu vii înapoi. Da. E bine. Corect. Acum eu știu ce-o face. Cererea de recalculare poate fi descărcată online de pe site-ul Casei Naționale de Pensii Publice. Aceasta se depune la Casa Teritorială de Pensii împreună cu documentele prin care se dovedesc perioadele lucrate după pensionare. Recalcularea fiindcă anul la care lucrăm în continuare și aia se pun. Dar foarte puțin. Recalcularea poate fi cerută oricând după ieșirea la pensie potrivit Casei Naționale de Pensii Publice, dacă persoana în cauză obține venituri pentru care se datorează contribuția de asigurări sociale. Concret, legea nu impune realizarea unui stadiu minim de cotizare după pensionare pentru solicitarea recalculării, iar acest lucru poate fi făcut după fiecare stadiu.